începând cu anul 2007, Facultatea de Alimentație și Turism și-a deschis porțile, completând oferta educațională a Universității Transilvania din Brașov cu programe de studii noi, originale și atractive, atât în domeniul alimentației, cât și al turismului și ospitalității. În cadrul Facultății de Alimentație și Turism există 6 programe de studii la nivel de licență. Acestea sunt Ingineria Produselor Alimentare, Inginerie și Management în Industria Turismului, Controlul și Expertiza Produselor Alimentare, Inginerie și Management în Alimentație Publică și Agroturism, Echipamente pentru Procese Industriale, Mașini și Instalații pentru Agricultură și Industria Alimentară. De asemenea, există 2 programe de studii la nivel de master, iar cei interesați într-o carieră în cercetare pot urma un doctorat în inginerie și management sau în inginerie mecanică. Facultatea de Alimentație și Turism este o facultate relativ tânără. La ora aceasta avem un număr de circa 1000 de studenți care sunt distribuiți pe 6 programe de studii de licență, 2 programe de masterat și 2 domenii de doctorat. Avantajul studenților noștri este foarte mare pentru că, în perspectivă, șansele de a găsi un loc de muncă în România sunt mult mai mari decât a celorlalți studenți de la alte programe de studii. Facultatea de Alimentație și Turism se află în plin centru istoric al Brașovului, pe strada Castelului, beneficiind de un sediu nou și modern, cu o logistică și o infrastructură deosebite, comparabile cu cele ale altor facultăți de același profil din Uniunea Europeană. Facultatea își dezvoltă în mod continuu o rețea de parteneriate cu întreprinderi de mare prestigiu din domeniul turismului, ospitalității și alimentației, studenții având astfel oportunitatea de a-și desfășura orele de practică în cele mai bune condiții. Facultatea de Alimentație și Turism este implicată în diverse proiecte de cercetare, precum și în organizarea unor evenimente și conferințe naționale și internaționale de prestigiu. Facultatea dezvoltă în mod continuu relații de colaborare și parteneriat cu universități și institute de prestigiu, atât din țară cât și din străinătate, vizând dobândirea unei poziții competitive în categoria prestatorilor de servicii de educație din domeniul ospitalității și alimentației din România. Cadrele didactice universitare ale Facultății de Alimentație și Turism reprezintă un colectiv multidisciplinar, puternic închegat, care include un număr semnificativ de persoane tinere, implicate direct în multe proiecte practice adresate studenților facultății. Prezentul material a fost realizat în cadrul unui astfel de proiect studențesc, intitulat Think, fiind finanțat prin programul Facultatea Mea. Think, together for the hospitality industry networking and knowledge. Bine ați venit la Facultatea de Alimentație și Turism!